Ia-mă, te rog, acasă și promit să te iubesc necondiționat. Parcă asta sugerau privirile îndoioșătoare ale cățelușilor fără adăpost de la târgul de adopții de câini din zona Bucovinei. La cel de-al treilea târg de adopții de câini de anul acesta, timișorenii au avut de ales dintre peste 10 cățeluși micuți. Organizarea târgului de adopții de câini a început în urmă cu 2 ani, însă de mai mulți ani cei interesați și-au putut alege companionul canin de pe un site redirecționat chiar de la secțiunea de mediu a site-ului Primăriei Timișoara. Cât de des se organizează astfel de târguri în Timișoara? Din două în două săptămâni, deoarece încercăm să salvăm aceste suflete care, așa cum bine le-ați putut observa, sunt foarte drăgălași, foarte iubitori și sperăm să vină toți concetățenii noștri care să ne dea o mână de ajutor și să adopte aceste suflete mici. E al treilea târg organizat anul acesta. Anul trecut am avut 11 astfel de târguri. De mai mulți ani am încercat inclusiv pe o pagină web unde sunt prezentați căței cu vârstele lor, cu caracteristicile, cu talia aproximativă, unde oricine poate să intre și în cazul în care unul din căței îi se pare că îi s-ar potrivi, poate să-l adopte oricând. www.primariaatm.ro și de acolo pe direcția de mediu se face trimitere direct la daniflor.ro. La târgul de astăzi, un cățeluș norocos și-a găsit stăpânul chiar în primele minute de la deschidere. Ne bucură faptul că nici n-am ajuns bine și deja am reușit să dăm un cățeluș, sperăm să-i dăm pe toți. Proaspătul stăpân susține că va mai ține câinele la el în jur de 2 săptămâni și apoi îl va încredința bunicului său, întrucât în timpul săptămânii nu ar avea timp să-i acorde atenția necesară. Ce v-a determinat să veniți în această dimineață aici? Îmi plac foarte mult căței și am zis să vin să adopt un cățel. Mai aveți? Ați mai avut până acum? Da, la sat doar. Și acum unde o să-l țineți pe cățeluș? Până se face mai mare la bloc și după îl duc la țară. Și cine o să aibă grijă acolo de el? Bunicul, bineînțeles, că e... Eu numai în weekend, eventual o să ajung acolo. Timpul săptămânii nu pot. Și aici cam cât o să-l țineți? Cam... O săptămână, două, depinde. Până se face un picuț mai mare. Câte-i pui, îl țin la bloc și după aia... E prima oară când adoptați un câine? Da, prima dată. Cei care doresc să adopte un câine trebuie să știe că aceste târguri se organizează odată la 2 săptămâni și este nevoie și de buletin. Totuși, celor care îi adoptă pentru a-i abandona mai târziu și șeful direcției de mediu le recomandă să nu o facă pentru că nu rezolvă nimic. Adoptați un câine numai dacă știți că îi puteți oferi un adăpost și un dram de atenție și afecțiune pentru care vă va răsplăti înzecit cu loialitate și iubire necondiționată care, până la urmă, îi vindecă și pe cei care o primesc, dar și pe cei care o oferă. Toate acestea pe principiul ajută o altă vietate și te vei ajuta, de fapt, pe tine însuți.